Bun găsit, dragi prieteni, sunteți la as.ro. Intrăm direct în subiect, fără riscul de a face accidentare. Invitatul nostru de astăzi a venit aici din două motive, să spunem așa. În primul rând, ieri am plinit 40 de ani și urăm la mulți ani pe această cale. Și în al doilea rând și mai important, Sporting Lisabona, echipa mare din Portugalia, nu a mai luat titlul din sezonul 2001-2002. Asta pe vremea când invitatul nostru de astăzi evolua acolo. Săptămâna trecută, până să se termine campionatul, l-a luat din nou după 19 ani, așa că depunem astăzi amintiri cu Marius Nicolae. Bună dimineața! Bună dimineața! Și la mulți ani. Ai trecut pe prefixul de România, nu? Da! Plus 4! Da. Parabens sau cum e? Parabens! De două ori! Și pentru ziua de naștere și pentru... Da, și pentru campionatul pe care l-au câștigat după pauză de 19 ani. Te-ai gândit vreodată că atât o să fie secetă după voi? Nu, niciodată, nu m-am gândit. Mai fusese o secetă înaintea noastră de 18 ani. Da. A, deci erau... Dar știi, uite că glumeam, dar vorbeam noi când l-ai adus tu pe Jardel, nu? Da. Și vorba, băie, de când am plecat noi, zicea Jardel și arăta către tine, eu cu băiatul ăsta, și n-am mai luat niciun titlu. Deci de atunci numai Porto și Benfica. Și Benfica. Da, au împărțit. Păi nu le-a fi fost greu să împarte 19 titlu. Dar acum a cinstit, fără... Nu mi-am luat perie nouă, dar îți dai seama ce e însemnat pentru Sporting, dacă după 19 ani jurnaliștii de acolo te caută să facă interviu cu tine, nu? Da, probabil mi-am făcut treaba acolo și... Că în perioada asta au fost atâția jucători pe care i-ar fi sunat, dar dacă intri pe Abola și cauți, Marius Nicolae, 19 ani de zile fără nimic. Exact. Nu există o explicație, nu? Fără titlu, că i-am câștigat da. Cupa Portugalii, da. Cupa Ligii și așa mai departe. Da. Ăsta e tricoul de atunci? Da, ăsta e tricoul. Deci e tricoul cu care atunci jucai. Da. La cameră. Cam lărguț un pic vorba colegilor, cred că m-ar prinde și pe mine. Asta era. Tu ai debutat, din ce mi-aduc eu aminte, la un meci cu, nu vorbim amical. Ai debutat direct cu Porto cu gol? Da, meci oficial, da. Și în amical debutasem cu Academica, da. Cu Imbarator cu gol. Da. Și imediat după aceea am citit că s-au vândut tricouri cu tine în valoare de 65.000 de... Asta nu știu, știu doar că nu mai erau tricouri am cu citit. Mine după meci. Ok, aproximativ să spunem, vânduse și tricouri. Deci tu dacă o țineai așa, scoteai suma de transfer în vreo săptămână. 65.000 de dolari, cum erau pe vremea aia, tricouri cu Marius Nicolae, care învinsese pe Porto. Da. Așa a fost să fie. Dar țin minte că ne-ai spus că pe culoarul ăla băieții mai dădeau la jambiere, băieții de la Porto? Păi nu chiar, nu? Pentru că erau camere. Da? Să băgase camerele. Da, singurul stadion unde... Chiar s-a întâmplat și o răfuială așa între cele două echipe la Boavista. Da? Da. Pe tunelul ăla? Pe tunelul ăla chiar au fost suspendați doi jucători. Sapitu și lui George. Tu mai ții minte, trebuie să ții minte, facem un apel la memorie. Deci Dinamo se termină Dinamo, nu întrebăm de 5-4 ăla. Tu ai ieșit la 4-0 atunci. La 4-0, da, m-am dus la testul antidoping. Și când a ieșit? Când am ieșit, echipa adversă se bucura și nu înțelegeam de ce. Mai ales că la 4-0 am mai avut și un penalty. Corect. Și după aia, transferul la Sporting. Da. Mai ți-aduce aminte prima zi? Nu, stai, scuză-mă. Debutul la Dinamo undeva la 15 ani și 190 de zile sau ceva de genul ăsta. 15 ani, 6 luni, da. Și... Nu ți-au tremurat picioarele atunci? Nu, că aveam un fizic aproximativ așa cum. Deci tu erai porcioată mic. Da. M-a ajutat foarte mult sportul pe care l-am practicat înainte, adică judo. Și mi era foarte... Bun, dar mental să intri într-un vestiar cu băieții ăia, că erau niște băieți acolo. Nu? Într-adevăr, bine, am făcut antrenamente cu ei câteva luni de zile. Stai puțin, 15 ani și un pic înseamnă clasa 9, da. 10, da, maxim. Așa este. Plecai de acolo direct la școală. Nu, făceam la fără frecvență, că nu mai aveam timp datorită loturile naționale. Jucam la 3 loturi naționale, 2 ani mai mari, ca și vârsta 2 ani mai mare, 1 an mai mare și vârsta mea. Și practic era mai mult plecat. Dar cine fi fost mai tânăr în istorie decât tine? Că putea să fie Hagi, nu știu, la Dinamo știu că sunt debutantul cel mai mic. Cel mai mic, da. Și e greu de crezut că cineva la 15 ani și... 6 luni. În fața mea țin minte că erau Răducioiu, debutase la 16 ani, și Tararache. Cei doi erau. Mamă. Și tu când ai intrat în vestiar la Dinamo? Când am intrat în vestiar? Nimic, nu? Nu, eram obișnuit. Prima dată că m-am dus la primul antrenament cu ei, mi-am avut emoții. Chiar m-a întrebat Tararache, Lupu,
Ce-i cu tine aici, copile, câți ani ai? Copile, tu cred că ești de la altă grupă și ai venit la... Așa te-au întrebat atunci, da? Da. Bine, ai liberit și cu cine nu trebuia cu lupul. Bun, și după aia transferul la Sporting. Da, după ce am ieșit golghetorul României, transferul la Sporting, am ales Sporting. Au fost și alte oferte atunci? Au fost și alte oferte, da. Eram, fără să exagerez, eram în top 10 cei mai tineri atacanți din Europa. Adică ca număr de jocuri la echipa națională, ca număr de goluri și... A contat și că domnul Belloni era... Păi, în primul rând, asta am vrut să zic, a contat, pentru că domnul Belloni era acolo și am zis că primul transfer pe care îl voi face la o echipă în străinătate, pentru a fi adaptarea mult mai ușoară, pentru că, na, nu învățați în România cu altfel de mentalitate, am zis să fac acest pas în... la echipa unde antrenează Loții Belloni. Și te-a ajutat? M-a ajutat mult, pentru că am discutat mult pe această temă. Timp de vreo 2 săptămâni am discutat și îmi spunea ce fel de jucători sunt acolo, ce fel de echipe au jucat acei jucători. Era vorba de Andre Cruz, care jucase Napoli, Milan, Phil Bebb, Liverpool, Cesar Prate și Real Madrid, câștigase titlul cu ei. Cuarești, dar abia atunci Cuarești, a debutat. Atunci nu, cu tine, nu? Da, nu era. Dar un Sapinto era. Era Sapinto, João Pinto, Paulo Bento, Rui Bento, Pedro Barbosa. Jumătate din naționala Portugalii. Da. Și te-ai dus tu acolo. Bună zi, bon dia. M-am dus direct în cantonament și acum mi-aduc aminte la Rio Maior, unde mai jucat și echipa națională. Da. Turnee. M-am dus direct în cantonament. M-a băgat nealoții Belloni dimineața la un antrenament fizic. Și după amiază avea un meci. Deci în prima zi... Da, în prima zi? Da. Și a zis să te bag, să nu te bag, hai stai pe bancă, eu să te bag câteva minute. Și m-a băgat circa 15-20 de minute, nu mai țin minte, și chiar a reușit să marchez. Da? Da. Pasă Sapintu, a reușit să marchez și de atunci... Dar tu știai ceva de Sporting înainte? Ok, istorie, tradiție și asta, dar în rest nu mare lucru. Iarna, cu 6 luni înainte să semnez, am avut un turneu cu România B. Ca să zic așa. Și chiar l-am avut chiar la Rio Mare acolo. La Vale do Tejo? Da. Torneu Vale do Tejo, da. A, deci nu erai chiar străin. Exact. Și atunci au început să vină contactele din Portugalia. Era și Benfica și Porto și... Diferență mare între ce era aici în România și acolo? La nivel... Iartă-mi întrebarea, da, îmi cer scuze. Din toate punctele de vedere. Din toate punctele. Da. Dar tu te-ai adaptat rapid? Am adaptat rapid, spune, domnule, grea trecerea, se cere altceva. Atacant este mai ușor dacă reușești să înscrii din primele meciuri și atunci totul vine de la sine. În primele două meciuri. Știu că aveam pe postul meu atunci Špehar, era de naționala Croației și în Bompenza de la belgieni. Și pentru mine, trebuia să marchez încă de la început. Da, mă gândesc. Bun, tu prinsese Steaua Dinamo, știai despre ce-i vorba aici, dar totuși să debutezi cu un Sporting Porto, adică mă gândesc, te încălzești un pic, mai prins. Da, pentru ei, practic, asta este derbiu. Și pe Alvalade. Păi nu se putea mai bine. 1-0, gol Marius Nicolae. Da, a fost destul de greu acel meci, pentru că echipa din Porto, ca și acum, este o echipă foarte agresivă, adică intră la limita... Da. Deci, Dragoieș. Practic cu ei avem derbiul Sporting Porto. Pentru că derbiul care este normal, derbiul Lisabonei, Sporting Benfica, e practic un derbi de familie. Într-o familie găsești... Serios, la modul cel mai serios. Dacă te uiți în tribună, îi vezi soț-soție. Da? Și unul cu tricoul Sporting, celălalt cu tricoul Benfica, adică cultură. Exact. Mai ales că și omorul e cu Porto. Cu Porto, da, care e mai răi. Ții minte că m-am jucat pe Dragao și ne-au spart autocarul cu cărămidă, ne-a trânut autocar. Dar îți pusese dinainte, Marius, ai grijă că băieții sunt mai răi? Mi-au zis jucătorii, da. Chiar l-am avut pe George Costa. Îi se zicea pe vremea aceea, e animalul. Asta era porecla. El era cel care te-a ținut atunci? Da. Deci tu ai avut un debut ca la carte. Bine, acum toată lumea s-a mirat pentru că nu a prea avea nimeni curaj să intre la George Costa. Eu am intrat pe la unecare. Te-a ajutat fizicul, serios. Am zis, din cauza judo-ului, n-am avut probleme. Ție cine ți-a spus săgeată? Mai ții minte? Mi-a zis Viorel Hizo. Da? Da, la un meci. Eram în Italia cu Fiorentina, jucam un meci amical.
Și la un duel mă doboară doi. Și a început Nea Viorel de pe margine să strige copiile, etc., etc., nu pot să redau. Și la faza următoare am intrat printre cei doi și au căzut unul în stânga, unul în dreapta. Și de atunci așa să geată Nicu. Și uite așa e rău. Da. Dar în Portugalia ți-au zis cumva? Sau ei știau de săgeată? Nu, nu, nu știu, nu știu. Dar te-au poreclit cumva? Nu. Nu. Dar zi, matador sau cum matador, zic ei, da. Dar există volea, botez da. Și la ei, cum era la noi la echipe? Adică acolo... Nu, nu, nu. Ai scăpat. Am scăpat, da. Dar asta bine, erau la copii, da? Erau făceai la junior botezurile mai mult, nu la echipa mea. Acolo era mai greu că n-am mai trecut să-și pe la alte echipe și... Fără Cristiano Ronaldo în primul an, ca debutant, adică el doar se antrena. Doar se antrena, da. Și tu erai acolo cu el. Da. Bine, pe bancă și așa mai departe. Pe vremea el era cu mine, știi că... El avea 16 ani, aveam 20 de ani, eram pe val. Era nenea. Da. Da. El era, tu erai nenea pentru da. El. Practic, ți-am zis, el era bucuros că stă cu mine. Și... Foarte tare. Dar el era așa ambițios dintotdeauna? Da, așa a fost ambițios dintotdeauna. Din punctul meu de vedere, credeam că exagera, pentru că făcea și în cameră. Suplimentar, da. Adică făceam și înainte de antrenament, după antrenament, completări și așa mai departe, dar el inclusiv deci toate legendele astea cu el sunt adevărate, că el bagă picioarele sub pat și mai face abdomene sau ce face. Da, le-am văzut eu cu ochii mei, adică nu sunt legende. Doamne! Și el cred că și acum mai... 100% și acum, pentru că era setat, ca să zic așa, o să fiu cel mai bun. Setat, de la 16 ani. De la 16 ani, da. Adică, bun, la 20 ai mai jucat, ai mai căpătat experiență, el de la 16 ani zicea că e cel mai bun, că o să fie cel mai bun. Da. Uite, de exemplu, m-am întâlnit la un... Am avut norocul să joc în aceeași echipă cu Michael Schumacher, fostul campion de Formula 1, da? Și eu eram fanul lui la Formula 1. Și aveam o întrebare pentru el. Michael, tu tot timpul spui că o să câștig, o să iau campion, am cea mai bună mașină, cea mai bună echipă și așa mai departe. Cu toate că știind că poți poate să mai și pierzi. Uneori, da. Da. Și el mi-a zis, nu, că își pune în subconștient și o să ajungă să creadă momentele grele, adică subconștientul că aceste lucruri sunt adevărate. Și asta e diferența între campion și, așa mi-a zis el, între campion și cei care pierd. Foarte tare asta. Și acum fac o paralelă cu Cristiano Ronaldo. Uite că el și-a impus, o să fiu cel mai... Dar și muncea, nu doar... Da, numai din vorbe, numai ca din vorbe. Nu te ajută numai... Exact. Dar foarte multe dintre imagini sunt cu voi doi pe bancă sau pe unde sunteți tot timpul vorbind. Deci el era copil de-al tău, deși nici tu nu erai prea bătrân. Da, la eram în două grupuri, ca să zic așa. Erau bătrânii? Bătrânii, da. Și ăștia mici, unde era Quaresma, Ronaldo, Cristiano, Dani, Custodio și Hugo Viana. Hugo Viana, da, care acum este director sportiv la Sportiv. Deci voi erați ăștia mici, da. Copilașii. Da. Și ăilalți erau bătrânii. Aia, João Pinto, Jardel. Dar ce vreau să te întreb? Dar sincer, sincer, respectul ăla dintre cei tineri și bătrâni exista? Da, exista. Exista. Care s-a pierdut acum? Peste... Da, erau patru capitani. Așa... Da, da, ca la orice echipă mare, trei, patru capitani. Patru capitani și... Aveau respect maxim față... Adică nu prea te trăgeai de șireturi cu... Nu. Erai coleg de echipă cu echipier, dar... Da, nu, exista respectul ăla, adică nu scoteau capul din pământ dacă le zicea unul mai în vârstă. Da. Și tu ai trăit treaba asta? Adică ai simțit că trebuie să-i respecti pe oamenii ăia? Da, e normal. Bine, sunt normale lucrurile astea. Păi uite că acum nu mai sunt. Da, bine, eu am crescut pe lângă Ionuț Lupescu, un Jean Vlădoiu, un Gică Mihali. Adică am avut tot timpul acest respect pentru marii fotbaliști și rezultatele lor pe care le-au avut vorbeau de la sine, despre persoanele. Corect, frumos. Și veneau de la câte un campionat mondial, de la câte un campionat european. De la exact. Și aveau numai de învățat de la ei. Ai furat mult de la ei? Da. Mai ales Jean Vlădoiu, că juca pe același post ca și mine. Mi-a explicat... Serios? Da. M-a ajutat foarte mult. Dar acolo Sapintu sau João Pinto explicau, adică erau sau erau un pic mai distant? Nu, îți dai seama că nu explicau, nu. Bine, erau și poziții diferite. Eu eram atacant central, ei erau mai mult al doilea atacant volante sau... Da, dar ei în afara terenului sunt muritori? Sunt oameni?
Da. Da. Deci ei doar pe teren sunt ăia. Da, 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 da. În afara terenului sunt... Sunt și ei muritori. Se schimbă situația. Și ei mănâncă și ei beau. Adică nu... Zine de prietenia cu Jardel, care bănuiesc că e... Poți să povestești ani de zile, nu? Poți să-ți povestesc multe de Jardel. Ei, ce se poate povesti? Nu chiar tot. Da, e un personaj. Personaj. E un personaj. Iar la acea vreme... Era cel mai bine plătit jucător din Portugalia. Da, și fotbalist, adică fotbalist, personaj. Da. Dar fotbalist. E, în acel an când am luat titlul, a doborât un record vechi de pe vremea lui Eusebiu. Avea 40 de goluri. Acum fac o paralelă ca în Germania, nu? Gerd Müller cu Lewandowski, da, a egalat. Da, da. În ultima etapă avea și Jardel 40 de goluri, adică le egalase pe Eusebiu și în ultimul meci a dat 2 goluri. Și a făcut cifra de 42 de goluri pe campionat. Vedeai, părea un pic așa, adică omul se destindea pe terenul, el era încrâncenat, era vreodată și supărat? Mai era supărat, da, da, dar foarte... Tot timpul vedeai râzând, așa, el era tot timpul... Și ca dovadă și când a venit aici în România, la fel, adică da, nu s-a schimbat cu nimic. Trăgea scaunul în cazino la... Și nu numai la cazino, și la echipă. Și la echipă trăgea scaunul, da, 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 la numiți jucători, bine, acolo mai ieșeau scântei. Și oamenii aia cădeau cu roatele în sus, sărați și dărâmau mesele, Doamne, și el după a intrat și dădea 3 goluri. Da. Bine, cu capul pentru mine a fost cel mai... bun jucător de lovitura de cap din lume, din punctul meu de vedere. În rest, era acolo, știi? Ca și atacant trebuia să fie acolo, adică n-avea o lovire extraordinar de bună cu piciorul. Chiar, eu ziceam, Loții Bioloni pe vremea să-l scoată din anumite scheme tactice. Lăsați-l, că, nu, că ne încurcă mai mult. Sună ciudat, da. Dar, în schimb, îți spun, de exemplu, din 10 centrali la antrenament, vorbim de antrenament, dădea minim 8 goluri cu capul. Cu lovitura de cap. Asta spune foarte, foarte mult. Că noi glumeam ca și jucătorii pe tema asta. Ziceam, Mario, uite la lovitura de la 16, te ridicăm la cap și dai cu capul de la 16 metri. Nu mai trage la vincu. Ce bună e asta. Dar te ridicăm așa un pic și da, tu... pe asta glumeam foarte mult, că el cu piciorul nu prea se chinuie. Acum mi-aduc bine aminte, chiar la ultima etapă, când am luat titlul, a făcut primul dribling. Da? Da, și s-a ridicat tot stadionul în picioare și l-a aplaudat. Deci a fost senzațional. Atunci când v-ați vopsit, nu? Da, da. Când v-ați vopsit. În verde, da. Și cu domnul Bioloni. Și cu domnul Bioloni, da. Om serios și uite să... Bine, după atâta vreme era normal. Atmosfera cum era? Era al Valadele vechi. Al Valadele vechi, care era mai mare decât al Valadele. Da. Da. Senzațional, ce să zic. Avem. Bine, tu erai învățat, că și aici, pe vremea aia, să fim sinceri, veneau 30.000 de oameni pe Ghence la un Steaua Dinamo. Aia da, da, da. Și la echipa națională. Veneau, exact. Adică nu te-ai speriat, dar că în loc de 30.000 erau 55 sau câți erau. Da. Dar se simțea la mult tot așa, Marius, sincer, se simțea aia cu Leu din față, cu Gloria, dedica sau și așa mai departe, se simțea că e joci la un club mare? Da, adică simțea, da. Nu în antrenamente și așa. Nu. La meciul se simțea, da. Mai ales cu jucătorii care aveai pe lângă și mentalitatea lor de campioni, o simțeai. Că e un club mare. Corect. De exemplu, Rujer și-a făcut sepenta campioa cu Porto. Avea 5 titluri în Portugalia, dau un exemplu. André Cruz ieșise campion în Italia. Da, și corect. Mult... Și veniseră lângă și jucau cu tine. Exact. Da. Deci fotbaliști de supraclasă și... Și atunci... Da. Deci... Bun, și Cristiano pe acolo, prin jur, Cristiano cu perișorul ăla, așa cu... Era cu a dus Neluții Bioloni, pe vremea aia a dus pe el, pe Dani. Dani, da. Că sunt doi Dani, ăla de la Ajax și cel exact. De la, din Rusia. Așa, Yannick Jalo era cel mai tânăr, cred că avea 14-15 ani, mai mic 15 ani avea. Dar lui domnul Bioloni cine i-a spus cineva despre, bă, am unul care nu, ca hai să toate etapele alea, nu? El s-a dus under 15, 16, 17 pentru un an sau nu știu cum. Bioloni, mai ales cantonamentul unde aveam academia, jucau pe terenul 2. Și jucau toți juniorii, toate grupele de juniori. Și cum stăteam în cantină, ne uitam la meciul, nu? Când aveai ce să faci altceva. Și Nea Bioloni avea bloc note suvestit. Da, 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 la prins. Așa? Și cu pixulețul și exact. Și după aceea îi chema la antrenament. Și tu cum ai ajuns în cameră cu el? Păi, Nea Loții Bioloni l-a pus în cameră cu el, să am grijă de el. Da.
Și știa că sunt vrea să... Îți mai răspunde la telefon acum? De 2 ani acum nu mai poți da de el, pentru că are telefonul la secret și el și impresarul lui. Deci nu mai sunt... Da. Dar până atunci...